Lucrările la linia de cale ferată cu ecartament larg din portul Galați urmează să fie finalizate în luna august a acestui an. Redeschiderea acestei linii va permite transportul mai eficient al cerealelor din Ucraina, a anunțat Ministerul Transporturilor. Investiția este vitală în condițiile în care porturile ucrainene de la Marea Neagră și Marea Azov sunt supuse blocadei rusești. Odată cu reabilitarea acestei linii, nefolosită din anii 90, mărfurile vor putea veni din Ucraina pe calea ferată până în portul Docuri și portul Bazinului Nou din Galați pentru a fi transportate apoi mai departe pe Dunăre spre destinațiile finale. Pentru a redeveni funcțională, lucrările la această șină de cale ferată presupun, printre altele, înlocuirea aproape 1400 de traverse din lemn speciale, dar și înlocuirea materialelor de prindere și executarea barajelor tehnologice. O parte din aceste operațiuni sunt executate manual de lucrătorii regionali CFR Galați, din cauza că, în România, nu există utilaje grele de cale pentru tipul de șină cu ecartament sovietic. Investiția totală în realizarea legăturilor pe calea ferată cu ecartament larg între Giurgiulești și portul Galați are o valoare totală de aproximativ 250.000 de euro.